Nu, ăsta e scopul, ăsta-i scopul doamnei Șoșoacă. Dar aici trebuie să intrăm într-o zodia șâului. Scopul doamnei Șoșoacă și al partidului Șoș este să compromită toate temele sensibile, astfel încât să-ți fie frică tu, om de bun simț, să te mai apropii de niște subiecte controversate, că te asociază lumea cu Șoșoacă pe stradă. Și ăsta nu e singur subiect, vorbi și despre al doilea după ce o ascultăm puțin pe Șoș. Ia. Yeah. Vreau cuvântul pe procedură. Păi nu ești la piață să-i duci. Nu, dragul meu, tu ești la piață pentru că ați vândut România și act de trădare ceea ce faceți. Nu este numai ziua asta. Ce ședințe solemne? Solemne pentru martirii închisorilor comuniste. Nu, dar eu vreau pe procedură, pentru că nu e ședință solemnă, ai pentru două evenimente. Ai pentru două evenimente. Nu-mi pui tu mie Israelul înaintea martirilor mei din închisorile comuniste. Deci nu-mi dai pe procedură, îți stric ședința. Bun, îți stric ședința, fii atent ce spun. Pe procedură să vorbesc. Dăm pe procedură, este comemorarea martirilor din închisorile comuniste, este lege. Ce și mă, ce și trădătorilor? Ce șu, trădătorilor? Asta este ziua pe care o comemorăm noi acum? Sau e vorba de martirii comuniști? Nu vă e rușine? Ce râzi, băi, Wexler, nu ți-e rușine? Ce nu ți-e rușine, mă? Cum vă permiteți, bă, să vă bateți jos de România? Tu nu spui mie, mă, că tu nu ești șeful meu, mă. Tu nu ești șeful meu și eu nu sunt Simeon cu care te înjur pe holuri, ai înțeles? Îmi dai pe procedură pentru că, băi, e când spune regulamentul, că nu ești stăpânul Camerei Deputaților, ai înțeles? Ești doar, nu, tu ești, da, băi, băi, tu să vorbești cu nevoastră ta, ai înțeles? Deci tu mie nu-mi denorocești o martirie inimaginabilă așa ceva. Ia uite-l și pe ăsta, alt trădător. Și să ascult, mă, pe unul care se simte jignit că e moldovean, pe bune? O fi președintele vostru, nu e al meu și nimeni nu e președintele meu, mă. Eu am un singur președinte, se numește Dumnezeu, pe care voi l-ați trădat. Du-te tu la diavol, că ați făcut pact cu el. Zi națională a Israelului în România, deși, atenție, noi am recunoscut statul Israel în 11 iunie 1948. De ce a trebuit să instituiți pe 14 mai, când este ziua celor care au fost omorâți în temnițele comuniste, pentru ca să nu mai avem iudeo-bolșevism în România? Rușine Parlamentul României, trădătorilor! De aici nu se trece! De aici nu se trece! Și de la un preot vă dau următorul semnal, clopotul! Credința! Aș vrea să încep de la final și anume de la ce a zis Șoșoacă în legătură cu ziua celor morți în temnițele comuniști. Martirilor din închisorile comuniste. Păi să-mi zică Șoșoacă de martir care era la, în decembrie anul trecut și era mare susținătoare a regimului Ceaușescu. Să-mi zică Șoșoacă despre martirii noștri morți în temnițele comuniste, ea venind, fiind susținătoare a actualilor comuniști de la, de la Moscova. Adică stai și te gândești, femeia asta nu pare, vă spun sincer, Doamne iartă-mă că nu știu cum să zic, să nu afectez CNA-ul, să nu mai acenă, că trebuie să zic ceva. Hai că o zic eu, civilizat, că m-am urmărit registrele astea de mai multe ori, azi am avut timp să mă descar nervos și am venit cât de cât calm. Deci, Șoșoaca aceasta, care îi pupă în fund pe cei de la Kremlin, da, pupă fundul Kremlinului, vorbește de martirii din închisorile comuniste în condițiile în care Kremlinul este continuatorul direct, da, și onorat să fie continuatorul direct al celor din cauza cărora am avut martiri în închisorile comuniste. Păi războiul din Ucraina se desfășoară sub temeiul ăsta, pentru că Putin zice, domne, trebuie URSS-ul refăcut cu tare, trebuie țările astea, deci care fac Putin parte din... nu s-a dezis de URSS. Da. Ba mai mult decât atât, privește cu nostalgie. A zis că e o cea mai mare tragedie, desfințarea URSS-ului. Din noi am avut martiri în închisorile comuniste din cauza de URSS, din cauza de tancuri sovietice în București și multe altele. Dar toate de pe filieră estică. Da. Ăia ne-au generat nouă. Deci sovieticii ne-au generat nouă închisorile comuniste în care am avut martiri. Vine și o șoacă, da? O mare pupindosistă a rușilor de astăzi,
de la putere, care se revendică de la sovietici și ne vorbește de victimele sovieticilor. Deci nu ca asta care are un singur președinte pe Dumnezeu. Păi slugă la doi stăpâni pe față, n-ai cum să o dregi altfel. În altă ordine de idei, astăzi este totuși ziua națională a martirilor din închisorile comuniste. Domnul Buzean, nu e ziua națională a îmbrățișării. Da? Nu e ziua națională a strângerii de mână. Nu e ziua națională a zâmbetului, ziua națională a tricourilor colorate, ziua națională a baloarelor învârtite până arată câine. E totuși ziua națională a martirilor comuniști. Nu cred că este decent să suprapui o altă zi, da, cu ziua martirilor morți în închisorile comuniste. Nu cred că e decent. Sunt atâtea zile, 365 de zile în care se anul, putea organiza... ăla bisec chiar 366, în care se pot găsi zile, se pot identifica zile, fie libere, fie care, nu știu, omagează chestiuni mai mărunte. Da. Nu suprapune relația de prietenie cu statul Israel pe care îl recunoaștem, din cum a zis corect, de altfel, istoricește, 11.1948, doamna Șoșoacă, da? Nu trebuie să amesteci această zi cu relația noastră foarte bună cu statul Israel cu ziua martirilor. Și că... ziua e greșită aleasă. E ziua, și e momentul că... este unul extrem de nefericit. Nici nu știau și... parlamentarii. Nu interesează de martirii anticomuniști. Și comentatorul momentului este extrem totu-i de... totul e rău aici. Tot ce a văzut rău aici. Ceva groaznic, da. Totul e rău aici. Totul a fost mizerabil. Hai să le spunem.